Ce faceți? Este o zi foarte rece, dar bine, e bine. Eu nici nu mi-am terminat cafeaua și sunt pe punctul să ies pe ușă, pentru că trebuie să mă duc astăzi la Târgoviște. Am ceva treburi administrative, că la Târgoviște, în general, mă duc la doctor sau cu treburi administrative. Nu mă duc niciodată de plăcere, că nu prea ai ce să faci de plăcere acolo. Da. Trebuie să rezolv neapărat niște chestii astăzi și... Așa că procedem în direcția aia. Mă uit că fetele mele sunt foarte isterizate, sunt niște câini lăsați liberi pe drum. Întotdeauna e vina mea când sunt câini pe drum, ca să știți. Și fetele mele sunt în curte și se isterizează foarte tare că ele sunt în curte și nu sunt afară. Dar dacă vă întrebați pe cineva, dacă veniți la mine și întrebați pe cineva, da, sunt ai mei, toți câinii de pe drum și eu sunt de vină că sunt pe drum. Da. Nu contează. Anyway. Da, sunt foarte lejer îmbrăcată, monocrom așa. O să mă fofolez bine pentru că e destul de rece și nu știu cât o să stau în stație. Hopefully, Doamne ajută, nu foarte mult. Dar oricum trebuie să plec din timp. Și mi-am prins părul tocmai pentru că e rece afară și s-ar putea să bată vântul. N-am văzut când am fost să le dau să mănânce, nu mi-am dat seama dacă bate sau nu vântul, dar pare că ar bate vântul, așa că mă înfofolez bine. Mi-am prins părul ca să n-am treabă cu el. Îmi mai trebuie balsam de buze. Și să-mi iau și o pungă, că trebuie să iau mâncare la maimuțoi și să am o pungă din aia reutilizabilă ca să nu... Mai tot cumpăr pungi. Da, ce mai vreau eu de aici așa? De aici și aș mai vrea... Nu, n-am balsam pe aici. Și trebuie să-l caut pe ăla pe care tocmai l-am luat. So, mă îmbrac, mă echipez bine, mă fofolez bine și vorbim. Aloha! Haideți că am venit! Apropo, nu v-am arătat ce cadou mi-a lăsat Udi. Ne-am jucat acum câteva seri și, da, acum încă a trecut, că se iritase destul de tare. Am ajuns acasă și am ajuns, este cât? 2:30. Hai că nu-i chiar atât de târziu. E bine, suntem bine, suntem bine. Așa. Și dacă tot am fost în oraș, am profitat și am trecut și pe la un Pepco. Adică, eu știam că Pepco-ul ăla e mai mare decât ăsta la care mă duc eu de obicei de aici, de la mine, de lângă mine, din orașul ăsta de lângă mine. Dar n-aveam aproape nimic. Adică tot pe la decorațiunile de Crăciun ne-au rămas numai chestiile urâte și ce era spart, stricat sau... Ce efectiv nu avea niciun sens și nu cumpăra nimeni. Deci, da, am luat câteva chestii. Avem așa, un Pepco și mai am un Pepco de altă dată, că l-am luat acum câteva zile, nu mai de mult și nu vi l-am arătat. Așa că hai să, exceptând mâncarea lui Udi, Udi ți-am luat plicuri. Zici și tu mersi măcar. Da. Și mi-am luat și eu forum să-mi fac floricele. Așa. Hai să vedem ce am luat astăzi, ce am luat efectiv de la Pepco. Am luat în primul rând că m-am dus să mă uit de niște decorațiuni mai micuțe ca să pun pe partea de sus, că v-am zis în vlogul de ieri, că am nevoie de ceva mai micuț și am găsit ciupercuțele astea. N-am vrut să iau globulețe în alea micuțe roșii. Am zis că să încerc să găsesc altceva. Aveau și globuri de sticlă, pentru că anul ăsta au adus la Pepco, dacă ați văzut, globuri de sticlă, care sunt foarte frumoase, numai că aici erau toate sparte. Nimerisem un set din ăla de două, din alea roșii mari, și le-am nimerit și când am ajuns la casă mi-am dat seama că și alea erau sparte și nu le-am mai luat și v-am zis, n-am văzut din alea micuțe și în rest tot ce aveau pe acolo era spart, adică... Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo, s-au bătut cu ele, să... așa, dar le-am găsit pe astea, ciupercuțele astea care mi se par atât de dogălașe. Și astea sunt de sticlă, să știți.
Sunt și ele de sticlă și uitați cât sunt de găleași. Ia uitați cât de drăguțe sunt ele. Și groșane, așa, și dolofane. Foarte, foarte faine. Sunt 2, 4, 6. Perfect, îmi ajung. Pentru ce am eu nevoie. Așa, tot legat de decorațiuni. Am mai găsit un soldățel ăsta, era ultimul. Și chiar, că eu mi-am luat doi. Stați așa. Ah. Să vedem. Seamănă cu ce mi-am luat eu? Nu, e diferit. Yay! Așa. Deci, ăsta are bastonul de mareșal în brațe. Ăsta are o pușcă și ăsta are o sabie. Și am zis să am trei. Pe ăștia doi i-am luat mai de mult. I-am arătat într-un alt daily vlog și ăsta l-am găsit acum. Are baterii și luminează. Dacă vedeți. Și sunt, se schimbă culoarea. E foarte drăguț. Mi se pare foarte drăgălaș. Asta a fost 10 lei, 11 lei, ceva de genul. Și numai bine, am zis să fie toți trei împreună. Așa, astea cât au fost? Că nu știu, v-am zis, astea cred că au fost vreo 17 lei. Și 16 lei. Okidoki. Apoi, am mai luat un set din ăsta de diamante, din ăsta pe care le am pe aici. Și astea sunt foarte, foarte faine, v-am zis. Chiar dacă nu vă plac diamantele, nu trebuie să vă placă. Le luați și le puneți în brad, pe aici, pe unde este instalația, pe unde sunt beculețele. Le puneți tot timpul acolo unde sunt beculețele și o să reflecte foarte frumos lumina de la beculețe și pare că sunt mult mai multe. Stați că nu mai era aici, nu știu unde era. Pe aici, pe undeva, whatever. Așa. Și reflectă foarte, foarte frumos. Și am mai luat încă un set, pentru că astea pe care le-am avut, în ciuda faptului că bradul ăsta e mai mic decât ăia din anii trecuți, mi se pare că nu le-am găsit. Ori nu le-am găsit eu pe toate, ori... da. Și am mai găsit unele micuțe. Acum, astea n-am văzut să aibă ață. Nu știu dacă sunt la fel. Deci, astea au fost, ca să vă zic și prețul, 8,50 lei. Astea au fost 6,50 lei, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Și sunt mai micuțe. Asta așa că le scot acum. Dă-n pungă. Sunt mai micuțe. Și pot fi agățate? Da. Dar nu cred că au agățători. Nu. Nu pare să aibă agățători, dar n-ai problemă că le fac eu cu ață. Așa. Tot așa sunt mai micuțe. Vedeți? Ca dimensiune. Ca să înțelegeți diferența de dimensiune. Și tot așa am zis că pe partea de sus a bradului, cam așa, asta e diferența de dimensiune. Partea de sus a bradului o să arate foarte bine. Și, da. Bine, puteți să le luați, să le faceți ghirlandă, puteți să faceți ce vreți cu ele, adică bine. Așa, dar eu o să le fac așa, agățători ca astea, cum sunt astea și le voi pune cu partea de sus. Deci am rezolvat și cu partea de sus a bradului. Mi-am luat o formă din asta pentru gheață, fiindcă am văzut-o în București și n-am luat-o și am zis să o iau. Este o formă de aia care se face guguloaie de gheață, adică globuri de gheață. Și nu știu dacă ați fost pe TikTok în vara asta, dar a bubuit TikTok-ul cu gheață în tot felul de forme și mi-am luat și eu mai multe forme să am pentru gheață, dar rotunde nu găsisem și numai bine am găsit-o pe asta acum și am luat-o. Asta a fost, cred că, 13 lei. Deci, da. Așa, și am mai luat, bineînțeles, o cană. Mi s-a părut foarte, foarte drăguță asta cu auriu, negru și alb, așa. Mă duce cu gândul la arlechini. Începe cumva cu gândul la arlechini și mi s-a părut tare drăgălașă. Și are dimensiunea perfectă. Asta a fost 13 lei, știu sigur. Și hai să vă arăt ce am luat mai de mult de la Pepco. Avem! Odată! Uitați-l cât e de drăguț! M-am uitat și aici, am Pepco-ul ăsta, după încă unul, să mai fi luat încă unul din ăsta, dar nu erau. Și un spărgător de nuci cu roșu, evident. Și n-am găsit. Ăsta a fost 21 de lei. Și o să vină foarte, foarte bine în bibliotecă pe aici. Apoi, am mai luat unul. Așa, ăsta e pe alb. Uitați cât de drăguț. Și mă bucur că i-am luat atunci când am fost mai devreme, pentru că acum v-am zis, nu i-am mai văzut. Ne-am mai găsit. Asta știu că a fost 27 de lei, că a fost mai scump. Și li se deschide și gurița. Da, și sunt foarte, foarte simpatici. Mi se par puțin morocănoși, dar sunt simpaticuți, așa, sunt foarte cute. Și
O să vedem cum, cum și ce fac cu, cu ei, cu pe unde pun. Am luat o pujlama și de data asta m-am asigurat că nu mai este cropped bluza. Este o pujlama, bineînțeles, pentru copii. De la copii am luat-o, da. E un cap în ale de copii, adică nu e o problemă. Așa. Asta este un săculeț în care poți să pui pujlama dacă vrei. Ca să... Așa. Și bluza este normală. Finally, în sfârșit, am găsit și o bluză normală și chiar mi-e bună. Uitați-vă la umerii mei, că am umerii lați și tot îmi vine bine pe umeri. Adică, așa, că am scot-o și pe acolo. E 158-164, cum v-am zis. Eu am 160, deci este perfectă și e din bumbac și îmi place. Chiar îmi place materialul. E bumbac din ăla moale, așa plăcut. Chiar e ok, e mai bună ca aia de data trecută. Și tălonii ăștia cu dungi așa, ca inimioara asta de aici. Și am văzut că sunt și pe măsuri mai mici dacă vreți pentru copii și pentru măsuri mai mari. Deci găsiți. Dacă sunteți mai micuți așa și aveți copii mici, puteți să, să vă luați, să faceți set, să vă asortați. Să vă asortați. Ăla era cuvântul pe care îl căutam. A, și a fost la Pepco atunci când am luat pijama. Am fost atunci când era promoția aia cu două... la 3 la preț de 2, ceva de genul, sau 2, cumperi 2 și al 3-lea produs e gratis din colecția de Crăciun. Pijamalele nu intrau, dar am luat o cană, că na, încă o cană de Crăciun, că n-am suficiente cani de Crăciun, chiar n-am, am vreo 3 sau 4, așa, și asta nu o considerăm neapărat cană de Crăciun, că asta poate fi folosită tot timpul anului, și asta mi s-a părut foarte drăgălașă. Și o chestie pe care am observat-o și o să vă arăt, că nu am aici, că și de dimineața am băut din cealaltă cafea, dar sunt cele care sunt zmălțuite și nu sunt coapte, astea sunt coapte, să spunem, cred că ăsta e procesul, nu știu exact, dar e o diferență între astea și celelalte și o să vă arăt, sper să nu uit că vreau să vă arăt. Când mai cumpărați căni, cumpărați din astea, chiar dacă celelalte câteodată sunt frumoase, celelalte știți cum sunt, dacă țineți minte colecția aia din toamnă cu Harry Potter, aia când erau cănile în formă de capului și așa mai departe. E, problema cu alea este că alea sunt doar vopsite pe exterior, sunt date cu smalțul ăla pe exterior și ăla nu e copt. Și în momentul în care pui o băutură fierbinte, fie că pui e ceai, fie că e cafea, vin, habar n-am, crapă vopseaua aia, smalțul ăla. Mi s-a... Da, mami! Stați așa, că s-a supărat băiatul. Așa, ziceam. Când pui băutură fierbinte în alea, crapă. O să vă arăt că am eu un gingerbread man de anul trecut, luat, și asta s-a întâmplat, că atunci mi-am dat seama, că zic, bă, sunt drăguțe, dar nu sunt ok pentru că, crapă. Astea, în schimb, sunt foarte ok și de-aia am luat-o și pe asta, și pe asta, și pe aia, și o să mă mai abțin de acum încolo să mai iau genul ăla, că le distingeți, adică se simt care sunt alea cu smalțul ăla pe deasupra. Și vă dați seama repede și m-am zis că nu are rost să le cumpăr, că crapă smalțul ăla de pe ele și arată urât în timp, știți, adică ce, așa. Și pentru că era 2 la preț de 3 sau cum o fi fost, am luat și 2 din astea fețe de pernă. Una a fost 16 lei. Cealaltă a fost 21, pentru că de ce nu? Așa, deci aia de 16 cred că a fost, da. Că cana a fost 13 sau 16? 16, deci cana cred că a fost sau asta a fost gratis. Așa, și asta este așa, cu un fel de blăniță și cu steluțe, foarte drăgălașă. Mă gândeam să o pun pe fotoliu, dar am pus-o pe aia roșie de anul trecut și deocamdată stă bine aia acolo, o să vedem. Și cealaltă este așa, de zici că este un plover, are astea ca de plover, ăsta fiind un model pe care poți să-l pui și de toamnă, adică nu trebuie neapărat să te limitezi numai la Crăciun. Am vrut să iau perne acum din alea pătrate, că nu mai am din astea pentru ele,
Dar mi-a dat silă să mă car de întârgoviște cu ele. Mi-e greu. Eventual, dacă chiar e urgent, o să mă duc aici la Pepco ăsta de la mine și o să iau. Că voiam să văd și cât îți de mari, fiindcă acolo erau pernele de 50 pe 50 și mi se păreau că îs prea mari pentru fețele astea de pernă, că nu le-am desfăcut acum, le-am desfăcut cu voi. Dar din ce văd eu, cred că sunt bune. Din contră, cred că sunt perfecte, că alea să mai strâng puțin fețelele de pernă. Și ce-am mai luat? Atât! Asta! Asta e tot holul meu magic de la Pepco. N-am luat cine știe ce. V-am zis, în Pepco ăla nu au fost lucrurile atât de interesante. Cred că dacă mă duceam aici la mine, în orășelul ăsta de lângă mine, cred că erau găseam lucruri mai interesante. Bă, bine și așa, îmi ajung. Mi-am găsit decorațiuni. Așa, în oraș mi-a rezolvat totul, a mers super bine, deci a fost foarte ok, am stat 3 minute în stația de autobuz, adică n-am înghețat, a fost bine și chiar asta vă vorbeam cu voi pe Instagram, că apropo și de decorațiuni și de toate cele, că toată lumea alergă să dea în perioada de asta o grămadă de bani pe Pepco, pe Jumbo, Jumbo, pe tot felul de prostii, pe târgurile de Crăciun, dar când le zici oamenilor, du-te și ia-ți un palton de la Zara cu lână de Mantego, e prea scump. Dar lăsăm 1000 de lei în Jumbo, știți? Pe niște chinezării ordinare, care nu... Era la casă, înaintea mea, o tipă care a luat mai multe chestii, nu știu, dar nu să zic că nu erau cu mult mai multe decât am luat eu acum. Și-a dat vreo 300 și ceva de lei și mă uitam, zic, ok. Da, bineînțeles, fiecare face ce dorește cu banii lor, cu lui, dar ca idee așa, pui în balanță că sunt mulți oameni care preferă să dea cu miile de lei la Jumbo Jumbo pe niște chinezării ordinare din plastic care anul viitor se vor demoda, nu ne vor mai plăcea, le vom arunca, cine știe ce o să se întâmple cu ele și nu o să mai fie ok și... nu dăm pe un palton, că nu, geacă ne luăm de 100 de lei, 150 de lei dacă se poate, hai 300 de lei maxim, știți? Da, pe un palton de la Zara, că m-am uitat când am fost cu Pebbles în Cluj, m-am uitat la paltoane la Zara și sunt iarăși le-au băgat pe alea cu lână de Mantego. Sunt unele care pleacă chiar de la 350 de lei, adică ele par subțirele, dar nu ai nevoie să fie paltonul gros în momentul în care e de calitate. Că asta e ideea, că astăzi am fost și am mers pe jos, că na, în Târgoviște mergi pe jos, că nu e așa mare distanță dintre locații și n-am înghețat, am avut mănușile de piele, am avut fular la gât, bineînțeles, și paltonul ăla cu lână de Mantego și efectiv n-am simțit frigul. Și am numai asta pe mine, adică uitați-vă, asta e brăteaua de la sutien, am numai bluza asta și iar asta este din bumbac. Nu știu dacă știți, dar bumbacul nu ține de cald decât dacă îl pui cu altceva, da? Deci asta teoretic ar trebui să, așa, nu ține cine știe ce de cald. Dar nu mi-a fost absolut deloc frig și a fost foarte bine și mă gândesc cât e de important să investești în piese din astea. Dacă ți-ai luat, să zicem, ai piese, ai încălțăminte din piele naturală, nu mai dați banii pe toate rahaturile de plastic. Întâi de toate, asigurați-vă că aveți încălțăminte din piele naturală, chiar dacă e mai demodată, chiar dacă nu e atât de trendy, deși sunt acum și din piele naturală destul de trendy. Întâi asigurați-vă că aveți încălțăminte de calitate, o haină de calitate, mănuși, ca să nu vă înghețe mâinile. Eu astăzi ziceam și lui mama, că mama e consternată că umblu cu capul gol. N-am nicio problemă, pot să umblu non-stop cu capul gol și în ploaie, nu mă deranjează. Eu trebuie să-mi asigur gâtul și mâinile. Deci dacă mi-am înghețat mâinile, nu mai gândesc, gata, nu pot să respir, nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă am mănuși și mâini și mănuși de piele, e totul minunat, știți? Și asta a fost astăzi, de dovadă. N-a fost excesiv de frig, adică nu vă gândiți că a fost, nu știu, a fost minus 1-2 grade, ceva de genul, adică am prins minus 15 grade în alte dăți. Dar ca idee, că venim vorba de treaba asta, nu... alergăm foarte tare să dăm banii pe toate chinezăriile, devin prioritare în momentul ăsta, că trebuie să ne lăudăm pe Instagram și trebuie să fim și noi în ton cu lumea și nu știu ce. Da, pe un palton n-am, dar și tot așa mi-ați scris că mă uitam la mesajele voastre, că îmi spuneați că, băi, da, zice, și echivalentul ar fi că sunt multe persoane care dau 400-500 de lei pe manicură, dar nu se duc să-și facă o igienizare.
dentară, adică care e vreo 400 de lei. Adică prioritățile noastre, pentru că vrem să ne lăudăm, s-au modificat foarte, foarte tare și oamenii sunt debusolați rău de tot și au impresia că astea sunt importante, astea. Și să ne, hai să ne lăudăm pe internet dacă sunt importante și hai să arătăm câte cumpărăm și hai să arătăm câte rahaturi acumulăm. Nu, nu, astea sunt importante. Important este să ai basic-ul asigurat. Că știți, apropo de piramida aia lui Maslow, de care toată lumea auzit, știți că la bază este mâncare, da? Că trebuie să ai mâncare, trebuie să ai undeva un adăpost, să nu te plouă, să nu te ningă, să nu știu ce. După aia vin celelalte nevoi, da? Și degeaba îți satisfaci tu celelalte nevoi, nevoia de socializare, de bla 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 bla, de validare și așa mai departe, dacă ție încă ți-e foame. Adică degeaba te validează lumea și te laudă lumea dacă tu mor de foame la tine acasă, știți? Și cred că ar trebui să ne gândim puțin mai mult la aspectul ăsta și mai ales în perioada sărbătorilor, când e atâta hype cu hai să cumpărăm, hai să cumpărăm, pentru că industria profită. De ce credeți, Doamne, iartă-mă, că ce am luat? Stați! A, astea! Asta le-am luat din octombrie. De ce credeți că le-am luat? Pentru că industria asta consumeristă profită. Scot din octombrie decorațiuni de Crăciun pe care, cum ziceam și cum mă așteptam, nu le-am mai găsit acum în Primark. Și asta pentru că până la Crăciun trebuie scoase 2-3 rânduri de colecții, să spunem, ca lumea să cumpere, da? Pentru că te încântă. Ce faci? Cumpere atunci în octombrie și mai cumperi și acum. Nu? Te mai duci și mai cumperi și acum. Și mai vezi până în Crăciun, mai vezi ceva, îți mai fură ceva ochii și mai cumperi odată. Și după aia vine anul următor și mai cumperi iarăși. Și tot așa, adică industria în sine, comerțul sau societatea asta capitalist-consumeristă în care trăim, știe să profite foarte bine de noi. Eu cred, la ora actuală, că decât să studiem toate porcăriile astea care se bagă acum în, la școală, care oricum sunt majoritatea inutile, cred că ar trebui totuși să studieze, în liceu măcar, să studieze tinerii puțin marketing, să învețe cum sunt puțină publicitate, să învețe, mai ales că suntem într-o eră din asta digitală și să învețe puțin cum sunt manipulați și cum sunt trași pe sfoară de toate brandurile astea și mici și mari și de toate concernurile astea care vând și așa mai departe, ca să le deschidă oamenilor ochii, că bă, nu e ok, adică singurul tău scop în viață nu trebuie să fie să cheltui bani. Cei mai mulți asta au ca scop, știți? Da, am divagat destul de mult. L-am dat la mai mult să mănânce, să știți, că nu i-am lăsat, că nu mă lăsau să trăiesc. Mă adun acum. Am o mașină de rufe de scos. Da, că am lăsat mașina la treabă, că am fost eu plecată. Deci mă duc să rezolv aia și vedem după aia mai încolo ce face și cum o face. Mi-am dat seama că ieri v-am promis că astăzi vă arăt bradul finalizat și astăzi când am ajuns era bineînțeles întuneric și era bineînțeles
aiurea și, bineînțeles, după aia am adormit și, da, cam așa arată. Mai trebuie să pun acele mici cristale, diamante, cum vreți să le spuneți. Așa arată brăduțul meu, toate decorațiunile, exceptând ăsta și ce v-am arătat astăzi, ciupercuțele și soldăței ăștia. Deci toate, restul toate sunt de anul trecut. Și uitați-l cât de drăguț este. Aș mai lua niște bețe din alea, așa cu guguloaiele alea, care imită merișoarele. Știți despre ce vorbesc. Și parcă le-aș înfige pe aici, așa, în vârf. Dar să vedem dacă mai găsesc, că în Pepco-ul la care am fost astăzi nu am găsit. Și uitați cât de drăguț arată! Uitați cât de bine arată, Doamne! Da, și cred că ați văzut, dacă n-ați văzut în turul bibliotecii, mi-au rămas două rafturi goale, nu că altele ar fi mai pline, dar ăsta este gol cu umblet și am zis să-l fac așa. Mă gândeam să fac inițial un orășel din ăla, dar după aia zic, nu mai cumpăr eu tot felul de prostii. Le am pe astea și am pus pe astea aici. Nu știu dacă asta e varianta finală în care vor rămâne, cred că o să trebuiască să mă mai joc puțin cu ei, că parcă, da, trei ăla cu trei din spate, așa. Aici sunt năsoșii ăștia pe care i-am de vreo 2 ani și care știu că v-au plăcut și vouă. Sunt tot din Pepco, dar sunt foarte, foarte drăgălași și sunt așa niște grăsani năsoși pe care tot timpul așa abia aștept să-i pun pentru că mi se par atât de simpatici și de asta i-am pus aici să mă uit tot timpul la ei, că sunt cute rău de tot. Așa, acolo am pe domnșoara, mă rog, v-am mai arătat și în book haul. Până la urmă am decis să pun spărgătorii ăștia aici. Și să știți că mi-am epuizat decorațiunile astea individuale, mi le-am epuizat pe aici, prin bibliotecă, deci nu am foarte multe decorațiuni, în rest ce o să decorez, o să decorez cu perne, beteală și alte chestii. Așa că eu sunt la ora de gustare, pentru că mi-este foame. De când am venit, mi-e foame în continuu, aș mânca non-stop. Și mi-am făcut niște jirkener. Pentru cine știe, știe. Pentru cine nu știe, nu comentați. De ce credeți că urăm de focul jumărilor? Nu, urăm de focul ăsteia. Astăzi încă nici n-am făcut-o cu ceapă. Da, mâine. Astăzi am băgat niște usturoi. Prin urmare, după ce am venit, nu mai bag și ceapă ca să mai las și bila să respire puțin. Da, mâine vine runda a doua și vine cu... Cu asta, cu ceapă. Ceapă tocată. Un fel de salată din aia de ceapă pusă peste. Da. Era cam cea mai bună gustare ever pe care o aveam și când eram mică și festinul era când prindeai câte o ridiche și puneai feliuțe de ridiche peste asta. Da. Nu vă strâmbați, că știu că acum cei mai mulți vă dați cu dietele voastre, tăceți din gură că așa am crescut generații de rândul cu asta, cel puțin în Ardeal. Și asta este ceva ce nu pot să-mi scot din sistem, credeți-mă că... Și acum am zis că mă duc la mama și mănânc și nu mai fac eu. Am uitat să mănânc la mama, că avea și ea borcane cu untură destul acolo. Dar, da, e... Și asta e snack-ul meu ca să mai treacă. Poate trece pofta de mâncare, că v-am zis că de când am venit aș mânca și roade ca iepurii. Roade iepurii. Așa și eu. Mi se pare... Mi se pare că a ieșit super cozy zona asta. Mi se pare că arată super, super bine. Și mă simt super bine. Îmi place atât de tare. Mi-era frică că o să fie foarte aglomerat, că o să fie îmbâxită camera asta, plină de prea multe lucruri, că o să mă obosesc, dar nu. Nu sunt nici minimalistă, dar nici maximalistă, știți? Și tot timpul am temerea asta că o să am prea multe lucruri. Da, nu, mă simt tare bine aici. Și bradul și luminițele astea îi dau un vibe așa foarte cozy. Și aseară stăteam și mă uitam așa după ce am terminat de filmat și mă uitam că acum las bradul toată ziua. De dimineața îi dau drumul dimineața și îl sting seara că mă culc. Aș putea să-l las, dar mie că... Nu știu.
Mă apucă cheful pe Woody să se joace, dar nu, deși nu are treabă. Și, da, mă uitam așa și stăteam aici și mă uitam și zic, mă, cât de bine e. E așa plăcut, deci în sfârșit capătă conturul ăla pe care îl vreau camera asta, pentru că m-am zbătut ani de zile, odată că n-am știut ce vreau, după aia am știut ce vreau, dar nu mieșa, după aia au apărut probleme, după aia renova, după aia tot timpul ieșau altfel lucrurile decât mi le imaginau. Acum mai trebuie tabloul ăla aici, trebuie să schimbate draperiile, asta, plafoniera și în rest e cam gata, v-am zis, e cam ok. Da, mi se pare atât de cozy și de ok și de plăcut vibe-ul aici, cel puțin în perioada asta de Crăciun, este divin. Nici nu simt nevoia de șemineu, apropo, că m-a mai întrebat cineva dacă mi-a plăcea un șemineu. Bă, nu, pentru că eu sunt copil la țară, crescut la țară și am crescut cu lemne, am crescut cu sobă, cu foc în sobă, cu chinuiete, cu du-te afară în frig, adă lemne, taie-ți degetele, mi-am tăiat odată degetul ăsta încercând, eram micuță, aveam vreo 7 ani și mi-am tăiat degetul ăsta încercând să tai niște lemne să aprind focul. Am fumat, ca să zicem așa, experiența cu șemineu și, pentru mine nu e așa extraordinară, știți? Îmi place, dacă îl văd pe undeva, mă duc undeva și e șemineu și drăguț, ce bine arată și nu știu ce, dar în rest pe mine nu mă dă peste cap, chiar nu mă, așa, dar așa este perfect pentru mine, este super bine. Și, da, mă simt bine aici, chiar mă simt super, super ok. Da, și mi-e foame în continuare. Da, cred că n-am mâncat suficientă proteină, s-ar putea, pentru că mi se întâmplă treaba asta, că nu mănânc suficientă proteină, să mi se facă așa foame sau habar n-am, nu știu, sau poate să deshidratat sau nu știu, ca mai am momente din astea. Odată la ceva timp m-am mai făcut așa, o, câte o criză de asta de foame, dar aș mânca-o și pe Woody, dacă... Udi, unde ești? Dă codița la înaintare. Așa. Udi, care astăzi a atentat la brad, și apropo de asta, m-ați întrebat mai multe cum le fac eu, ce le fac eu la pisicile mele să nu îmi sară în brad și să nu fie pisici din alea isterice pe care le vedeți pe internet că dărâmă bradul. Astăzi a avut așa o mică tentativă să se joace cu niște globulețe pe jos și asta pentru că era hiperactivă, era agitată. Și pentru că nu se mai jucase de mult, dar ele fiind, ecuația e foarte simplă, ele sunt pisici mixte, ca să spunem așa, indoor-outdoor, nu sunt doar pisici de casă și atunci ele se duc și își consumă mare parte din energie afară. Ele vin în casă să doarmă sau să stea la căldură. Astăzi, spre exemplu, după ce am venit, eu început să se plouă și Udi nu voia să iasă afară, că e murdar, aoleu, să-și murdăiască ea șosețelele ei, alea lui. Știți cât de tare ține la ele să fie curățele și albe și cât le spală și, Doamne, cât se poate spăla mâța aia. Deci Jimmy se termină mai repede, bine, și la ăla durează mult, dar stă o grămadă să se spele și când vede că-i noroi pe afară, nu-i place deloc și e supărată, știți? Și da, cred că n-a ieșit pe afară, că când m-am întors, deci când am plecat, i-am lăsat pe amândoi în pat, dormeau și când am intrat în casă, au venit la ușă amândoi cu niște moace de ales somnoroase, erau vreo te întors, dă-ne mâncare, ceva de genul. Și cred că n-au ieșit afară ca să-și consume energia. Jimmy între timp a plecat și ea e pe aici, nu știu pe unde, să ascunde pe undeva. Așa, și cred că asta s-a întâmplat, nu și-a consumat energia, nu s-a așa și de-aia s-a agățat. Dar în general n-am probleme, sunt foarte indiferenți în ceea ce privește bradul, nu-i interesează, nu-i deranjează cu nimic, nu îi pasionează, chiar nu le pasă de bradul meu și n-aș putea să zic neapărat că am făcut eu ceva în sensul ăsta. I-am mai atenționat așa mai sever la un moment dat când era Jimmy mai mic, cu el am mai avut un pic de probleme. Cu Miții era aia care se cățăra în brazi. Odată, dacă vă aduceți aminte, într-un an mi s-a rupt ăla supostul de brad, când luasem bradul la mare. Cred că în al doilea an după ce am luat bradul la uriaș, era aici pus exact unde stau eu.
Și l-a dat odată jos și s-a rupt suportul, că sunt și acum zgârieturile pe parchet de atunci. Și Miții avea, Miții era așa, dar și pe ea o apuca în faze, adică nu tot timpul, avea momente. Miții fiind diva, pentru cine știe. Și, stați că mi-o trage, mă distrage, ce v-am zis ieri, ce v-am zis de astea, că trebuie să stea aliniate. OCD-ul meu, dacă l-aș lăsa să plece, dacă i-aș da drumul, că eu mă abțin foarte tare să nu mă deranjeze lucrurile astea, adică le văd și ca și acum, le-am văzut de când am început să filmez și că de-aia mă tot întrerup. Le-am văzut că nu sunt linie și am zis lasă-l, că nu mori, lasă-l că nu mori. Și știu că asta e de la OCD și că dacă îmi dau frâu liber și acționez după cum îmi vine instinctul să mă duc să aranjez, să pun în adungă, să nu știu ce, o iau razna rău de tot, plec pe coclauri, de-aia încerc să mă abțin, dar câteodată nu-mi iese. Așa, și nu e cu totul, sunt numai anumite chestii unde am treaba asta. În fine, revenind, deci nu pot să zic că am un merit în ceea ce privește mâțele mele, că le-am făcut ceva. Este vorba și de vârstă, că acum ei au intrat în faza de adulți amândoi, știți? Adică deja nu mai sunt pui și nu mai sunt tineri. Jimmy are 3 ani, ea are 2 ani și nu mai sunt copii mici. Când sunt copii mici și sunt hiperactivi și se joacă foarte mult și totul e nou pentru ei, atunci normal să îi incite bradul și mai ales când văd beculețe. Și iarăși încă o chestie care cred că contribuie, cred, nu știu, s-ar putea să fie o teorie, încercați voi și vedeți. Eu înțin beculețele cum le vedeți. Le țin fixe. Adică s-ar putea pe cameră să pară că licăre, dar ele nu licăre, știi? Ele nu îi fac așa, pâc, 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 nu se sting și s-aprind. Nu sunt jocuri de lumini. S-ar putea ca și asta să fie ok, pentru că umbrele alea pe ei incită, li se pare senzațional să joacă așa, e ca și cum s-ar juca ceva prin brad. Dar așa, n-am nicio treabă cu ei. Și, again, poate și pentru că sunt adulți acum, poate și pentru că au activitate și își consumă energia, înțeleg că dacă sunt pisici de casă, exclusiv indoor, și sunt pisici mici, tinere, mi se pare ceva senzațional umbrat. E, ne-ai adus în jucălie male, dă-ne jucălia, dă-ne jucălia. Pe când ai mei sunt tare plictisit. Jimmy este un plictisit. Jimmy e un morocănos și un plictisit. Ăla numai când are el chef să-l bagi în seamă, trebuie să-l mângâi când vrea el, cum vrea el. Dimineața vine să pune pe față așa, știți? Vine să, sau mă rog, stau așa și vine să pune așa fix lângă fața mea și îmi place că bag nasul în blănița lui și îmi place, dar în rest, el e un plictisit, adică să nu-l deranjez, să nu-l sâcăi, dar nu mă lasă, mă împace, femeie, dar nu mă chinui. Nu trebuie să-i dai păturică când vrea el, să-l mângâi, să-i dai mâncărică și atât. Ați auzit ce a țipat la mine astăzi, că vroia să-i dau drumul afară, că mâncase și eu l-am băgat în la căldură. Fraiera de mine, trebuia să-l las afară să înghețe. Așa, și... Da, nu... Nu i-am... A țipat la mine, s-a simțit nevoie să țipă la mine și... De-aia, ne-am contribuit enorm la cumințenia lor, ca să spunem așa. N-am făcut nimic deosebit, dar le-am și temperat orice tentativă, că și astăzi când Udi s-a dus acolo la braț și a început să dea, am avertizat-o. Și oricât ar zice cine ce ar zice, câteodată cu animalele trebuie să fii un pic sever. Asta nu înseamnă că trebuie să-i bați, Doamne ferește, nu trebuie să-i terorizezi, să-i traumatizezi. Da, câteodată și ei reacționează la zgomote, că știu că mi-a criticat cineva că am țipat la Jiminy când era mic, pentru că ei reacționează la sunete foarte repede. Știți? Sunetul e cea mai bună formă de avertizare. Dacă vede că ți-ai schimbat tonul vocii, instant înțeleg că e ceva neregulă. Ei, de exemplu, mă simt când sunt nervoasă. Dacă sunt și după respirație mă simt. Sau dacă mă apuc și, Doamne ferește, țip, nu prea țip, dar când țip, nu pleacă de lângă mine, adică ei știu că e ceva rău, că mami nu e ok și fug, așa. Și nu zic să țip la ei tot timpul la modul să-i traumatizez sau să-i bagi în speriet, să-i bagi în boală pe vieții copiii sau să... îi, așa, dar trebuie să fie o formă de control, iar la mine e asta, ridic tonul puțin la ei, s-a potolit. Deci, na. Și da, în general, oricum, Udi este cel mai
cuminte pisoi și cea mai cuminte pisică din cât există în lume. Nu există pisică mai cuminte decât Udi. Literalmente. Deci nu există pisică mai cuminte decât Udi pe lumea asta. N-am avut și credeți-mă că dacă a fost cineva în viața asta care a avut cel puțin 200 de pisici, eu am fost aia. Că la mine se schimbau. Deci aveam perioade în care aveam 6, 8, 10 pisici pe vară, într-o vară, da? Vara fiind de 3-4 luni, să spune. Eu aveam 10 pisici într-o vară, că aici, în zona asta, dispăreau, veneau unele, plecau altele, știți cum era? Era ca la hotel, adică, deci dacă eu n-am avut 200 de pisici, n-am avut. Și din câte pisici am întâlnit în viața asta, Udi este cea mai cuminte. De ce e cumințenia în persoană? A, că m-a zgâriat, că v-am arătat zgârietura aia. M-a zgâriat că a fost eu de vină, că ne jucam, ne-am jucat pe aici prin casă, am alergat-o, ne-am jucat, nu știu ce, și la un moment dat ea a zis gata, sau mi-a dat semnalul că s-a plictisit și că ea vrea să se spele și s-a pus pe scaun și s-a spălat și eu tot sâcâiam și tot dădeam cu mâna la ea și tot dădeam cu mâna la ea și tot o sâcâiam și o trăgeam de codiță, ea încerca să spele codița și o trăgeam codița dintre lăbuțe și s-a enervat și a avertizat a doua oară și a treia oară m-a capsat, dar a fost vina mea acolo și știu chestia asta, dar eu ființă bipedă homo sapiens crezând că sunt mai deșteaptă, ce am zis, lasă-mă că o fie agilă, dar trag mâna mai repede. Nu, bineînțeles că are o agilitate absolut fabuloasă, așa că, na, și e vina mea, acum nu a fost vina ei. Dar în rest, nu, Udi nu face nimic rău niciodată, deci Udi nu face mizerie în casă. Mi-a vomitat odată din întâmplare în casă sărăcuța că n-a avut încotro, dar atât, nu. Mă trezește dimineața, atâta, la 6, 5, acum s-a mai schimbat puțin și ei ora de masă, că înainte era la 4. Dar aia e singura chestie care mă deranja la ea și nici nu pot să-i o reproșez, pentru că e atât de cuminte încât când are un lucru care ți se pare ție că nu-i la locul lui, îți dai seama că e o problemă cu tine, de fapt, nu cu animalul. Și mă trezește dimineața. Da, acum chiar de când am venit de la mama, pentru că au primit de mâncare mai târziu decât de obicei, s-au învățat să mănânce mai târziu și nu mă mai trezește așa de vreme și nici nu mă sâcâie, că asta face, se duce, se cațără pe noptieră, după aia vine, umblă pe tăblie și după aia vine pe noptiera mea și mi-a una, dă, mi-a una scurt. Aia e tot, ca să mă trezească dimineața, să-i dau să mănânce, dar în rest, nimic, nu mă deranjează cu absolut nimic. Deci nu face mizerie, nu distruge, nu strică, să încerca să se bage pe aici prin cărțile astea, pentru că are momente când vrea să se bage așa sub pătură sau sub ceva și ea credea că se bagă pe sub cărți. Dar nu se urcă pe rafturi să-mi distrugă, să-mi dea astea jos, cum am văzut pe internet la alții sau nu. Nici Jimmy nu pot să zic că are probleme din astea, tocmai pentru că ei sunt niște animăluțe care stau pe afară, stau în natură, își consumă energia, toată vara s-au jucat, deci am zis că Udi cel puțin n-am văzut-o dimineața și seara ce o vedeam la mâncare, altfel eu nu știam că am piesică, erau non-stop pe afară și se jucau și zburdau, și când îmi aduceau șoarecii și vrăbile, atunci da, mai veneau în casă, că veneau și îi aduceau în casă, făceau rezerve pentru iarnă. Dar în rest, nu, n-am probleme cu ei și sunt niște copii foarte, foarte cuminți n-am ce să le reproșez, dar vă zic, nici n-am avut mari probleme cu ei, cu Bradu. Adică nu. La un moment dat i-am dat lui Udi niște globulețe din alea micuțe, așa micuțe, micuțe, cât talunele. Le-am dat să juca cu ele, cât era mai micuță pe aici prin casă, se juca și vara, erau pe aici împrăștiate prin casă și se juca cu ele. Dar la un moment dat le-a părăsit și pe ale, nu i-a mai trebuit nici de ale. Așa că, da, sunt niște pisici cu minți care își consumă energia în altă parte și cred că asta este important în momentul în care vă gândiți la pisici și la Brad. Trebuie și iarăși, dacă stați, mă gândesc în felul următor. Nu știu că n-am stat la bloc cu pisică, dar îmi imaginez că în momentul în care ai o pisică exclusiv indoor, ele sunt niște animale, hai să plecăm de la conceptul ăsta, de la premisa asta, ele sunt niște animale extrem de energice. Da? Chiar și alea sterilizate, cât sunt tinere, sunt foarte energice. După aceea că se îngrașă și devin mai
Așa, dar asta vine în timp. E tot un apanaj al obișnuinței. Faptul că se îngrașă și devin lente, așa și puturoase. Da? Deci, tot din obișnuință. Dar cât sunt mici, sunt agile. Și mă gândesc că în momentul în care ai pisici în apartament sau în casă, exclusiv indoor, trebuie să le acorzi un pic mai multă atenție și să stai să te joci mai mult cu ele, tu, ca om, să te simtă pe tine, stăpânul lor sau partenerul lor, să spunem, să te simtă că le dai atenție, că ei au nevoie și de treaba asta, le place să se ducă afară la ai mei, dar au nevoie și să le dau atenție și cu atât mai mult când sunt exclusiv indoor și universul lor este restrâns și tu ca om ești singurul lor contact important pe care îl știu, trebuie să le acorzi un pic mai multă atenție, să stai mai mult, să te joci cu ei, să le consumi energia. Da, știu că nu vă place să auziți chestia asta celor mai mulți. Celor mai mulți nu le place să audă chestia asta pentru că, a, mi-a o pisică, stă acolo, bibelou. Nu, nu. Cu atât mai mult când ea, nu e, când ea este scoasă din mediul ei. Gândiți-vă, astăzi toate animalele sunt făcute să trăiască în natură, nu în interior, da? Că ele ulterior au fost domesticite și updatate, upgradate de oameni ca să trăiască în interior, asta e partea a doua. Dar gena lor, esența lor, spiritul lor este de animal liber și le place în natură. Și în momentul în care tu îl iei și îi restrângi aria de acțiune, el având la fel de multă energie, cumva trebuie să consume energia aia. Și de aia cred că în momentul în care vrei să nu ți se cațere în brad, trebuie să-i acorzi mai multă atenție, să stai mai mult, nu știu, mai multe ore pe zi, mai multe ore pe zi, să te joci cu ea. Da, e neplăcut să auzi chestia asta. Ah, păi, dar nu mai am timp. Atunci nu-ți lua pisică. Nu-ți lua pisică dacă n-ai timp. Pentru că ai nevoie să stai, și pisica are nevoie, poate nu trebuie să o scoți afară ca pe cățel de 2-3 ori pe zi, dar are nevoie să-și consume energia și ea cu precădere își consume energia dacă are un partener, că ele, cel puțin pisicile, nu sunt animale solitare. Dacă au un partener cu care să-și consume energia și tu ești partenerul ăla, trebuie să te dedici, să-i dedici timp. Și cu atât mai mult când stai în casă și când singura lor activitatea este să mănânce, să se joace, să scarpine covorul. Adică, da, trebuie să, în momentul în care aveți animale, de-aia mi-a plăcut o postare pe care am văzut-o la cineva pe Instagram recent și i-am dat și eu share cu animalele nu sunt cadouri, pentru că în perioada asta iarăși începe nebunia și mai ales toți părinții ăștia model, care sunt ei părinți model de nu mai pot, toți să găsesc să facă cadou animăluțe și vezi că se umple după aia TikTok-ul și Instagram-ul și peste tot și Facebook-ul de clipulețe cum reacționează copilul la animăluț. Nu. Animalele nu sunt cadouri. Cărțile sunt cadouri, decorațiunile, băutura, hainele, ce vreți voi, orice altceva, dar animalele, fie că vorbim de căței, peruși, pisici, șoareci, șobolani, cinșila, orice altceva, animalele nu sunt cadouri. Da? Nu vă duceți, nu le mai dați copiilor animale pe post de cadou, pentru că ei cred că este o chestie cu care te joci 2-3 zile și după aia scap de ea. Și iarăși s-a văzut după COVID că foarte mulți și-au luat animăluțe ca să aibă motiv să iasă din casă, să aibă copilul o activitate și cum a trecut pandemia, le-au aruncat pe stradă și iar s-au umplut străzile de câini și de pisici și de animăluțe rătăcite și așa mai departe. Și inclusiv papagalii am auzit că au fost abandonați după pandemie pentru că și-au dat oamenii seama că sunt prea murdari și că fac prea multă gălăgie și că ei n-au timp să aibă grijă de așa ceva. Și aia zic, animalele nu sunt cadouri, trebuie să-i acorzi atenție, trebuie să-i stai să te joci cu el, efectiv, să-i consumi zilnic energia. Și da, asta poate să te dreneze pe tine de energie și cu siguranță o să facă chestia asta, dar este o chestie pe care trebuie să-ți o asumi. Dacă vrei perdele intacte, dacă vrei brad intact, dacă vrei o casă cât de cât decentă, dacă vrei canapea nezgâriată și așa mai departe, da, trebuie să îi consumi energia în alt mod animalului respectiv. Pisicii respective, în cazul de față, da? Deci, trebuie să
chestia asta cu animalele trebuie privită cu un pic mai multă responsabilitate. Eu știu că în România ideea asta de a avea animal de companie cumva e o chestie uzuală, că ăsta e și motivul pentru care în străinătate oamenii nu-și iau animale de companie, pentru că înțeleg cumva responsabilitatea asta. Nu știu dacă v-ați uitat, Doamne, stați că mi-a tunat. Mi-am adus aminte ieri când eram la laptop, nu știu, mi-a venit așa. Am văzut o poză de lui Eva Longoria și știți că ea a jucat în Neveste Disperate. Și mi-am dat seama, acum, după atâția ani, de când s-a terminat show-ul ăla, mi-am dat seama că niciuna din familiile alea, dacă vă aduceți aminte, niciuna, cu excepția lui tipul ăla care, mă rog, cu cățelul, așa, niciuna din familiile alea n-avea cățel. Familii americane, tipic americane, cu tot tacâmul, tot blablau, în fine, știți, stereotipurile americane. Niciuna, deși în familia stereotipică americană există cel puțin un golden retriever sau ceva de genul. Și niciuna din familiile alea nu avea animal de companie, pentru că, de fapt, cred eu că mesajul subliminal era că erau atât de dezechilibrate familiile alea încât nu mai aveau energie și pentru un animal. Și e bizar, e bizar tabloul când îl privești și pe de ansamblu, dar pe de altă parte, dacă o gândești logic, are sens. Are sens pentru că noi ne luăm animale ca să avem așa, să ne lăudăm cu ei pe net, să facem diverse, să le facem cadouri la copii, să... așa, dar când vine vorba că să stai, bă, 2-3 ore pe zi cu pisica să te joci cu ea, ca să-i consume energia, cam greu. Chiar asta vorbeam cu verișoara mea, că acum când am fost la mama, m-am întâlnit și cu verișoara mea din Italia, cu cealaltă, Nicoleta, cu Neta, că ea e Neta, de fapt, ea e Neta cea originală, eu sunt doar copie, și nici măcar copie. Așa. Și ne-a povestit că fratele său și-a luat un câine, și-a luat un ciobănesc de german din ăla de rasă, cu pedigree, cu toate cele, cu acte în regulă, un cățel absolut super. Mie îmi plac ciobăneștii germani de leșin, deci îmi plac, sunt unii din preferații mei și îi ador, efectiv, odată în viața asta mi-aș dori să am și eu unul și să fie dresat. Știți, și să-l dresez, să fie educat așa cum trebuie, da, mai aștept. Ăla este o superbitate de cățel, deci este o chestie absolut fabuloasă cățelul ăla, l-am văzut în poze și ne zicea, exact asta ne spunea, că fratisul a zis de când și-a luat cățelul că i-a schimbat viața, pentru că înainte el era tot genul de om care nici să n-audă cățel, nici să n-audă animale de companie, nu îi plăceau, nu știu ce, și printr-o conjunctură a ajuns să-și ia cățelul ăsta, în fine. Și acum iese câte 2-3 ore pe zi afară să face mișcare, zice, eu înainte stăteam, bine mersi, ori stăteam la televizor, ori stăteam așa când avea de muncă, că el muncește ceva în, din astea, face mobilă și diverse în Spania. Și când avea de muncă să ducea și muncea, când nu stătea, ca o legumă, ca o plantă. E, acum se prioritizează, pentru că având cățelul ăsta cu pedigree și fiind valoros, vă dați seama că trebuie să investești timp în el, lăsând la o parte banii. Trebuie investit timp, că nu l-ai luat să-ți bagi joc, mai ales de un cățel ca ăsta. Și zice, acum mă duc 2-3 ore, mergem, ne jucăm, alergăm, ne plimbăm, adică a devenit omul mai mobil, știți? Adică la 50 de ani cât are el, ajunsese foarte legumă de canapea, de când cu cățelul i-a schimbat viața. Și asta e ideea, că un animal necesită atenție. Vedeți că eu mă duc cu cățelele mele. Nu-mi place termenul de cățele, nu știu, sună foarte urât, pentru că în România este folosit cu termenul peiorativ și nu-mi place. Dar cu fetele, mă duc la plimbare. De ce? Pentru că mi-am dat seama că, deși am curtea mare și ele au loc unde să se ducă și ar putea să se ducă singure pe câmp și câteodată o mai au, observa că le ajută să mă duc eu cu ele, să le plimb și cumva le disciplinează puțin mai mult faptul că mergem împreună, mă ascultă, se creează o conexiune între noi și... Este și în beneficiul lor și în beneficiul meu. Și pe lângă asta, uite, cum sunt zile din astea în care nu ies din casă, sunt și o plantă de apartament și de plantă târătoare de grădină, de stau în casă,
mă ajută și pe gândire. Bă, măcar 15 minute, că ies din casă și fac câțiva pași. Și e foarte ok. Știți? Apropo și de cizmele mele de cauciuc, pentru că le-am văzut necesare. No, haideți că mi-am o țin mâna de când tot dau bodogăn aici. Mă duc să văd ce mănânc. Așa. Și, da. Sunt foarte încântată de brăduțul meu. Este foarte cozy. Trebuie să iau o fustă. Dar văzusem o fustă albă la Pepco și n-am luat-o. Când am luat ăștia, spărgătorii de nuci, n-am luat fusta aia pentru că m-am gândit eu că e prea albă. Și zic, meh, nu. Și am văzut alta la Primark, pe care n-am luat-o tot așa din tot felul de considerente, dar cred că o să iau pe aia pentru că aia îmi place. Dar asta pe mâine, boi, mâine încolo, vorbim. De ce scârții? Stați că nu știu ce are ăsta de scârție. Cred că trebuie să-i mai strâng șuruburile. So. Bine, vă las. Vă mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Spuneți-mi și voi care e părerea voastră despre treaba asta cu animalele și dacă aveți trucuri. Nu știu, dacă voi... Mă enervează că scârție. Dacă voi aveți niște pisici care nu dărâmă brazii, spuneți-ne secretul vostru. Că eu v-am ajutat cât am putut. Na, vă pup și ne vedem mâine. Ciao!